După cum bine știți, în perioada 27 februarie, 1 martie, o delegație din Mediaș, alcătuită din primari, din reprezentanții Consiliul Local, respectiv domnul partener Lupșan și domnul Popa Ioan ca și consilieri, plus personal din primărie, am fost prezenți în orașul polonez Dabrova Gornicea, sper că am pronunțat bine, pentru a oficializa ceea ce am început mai de mult, demersul în vederea înfrățirii dintre cele două municipii. Aceste demersuri, de fapt, au început cam acum un an de zile, noi fiind parteneri în cadrul unui proiect european OPACT, ne-am întâlnit la Notodden în Norvegia și acolo am convenit să avem relații de colaborare care s-au concretizat în această relație de înfrățire, semnată în data de 29 februarie, în cadrul unei ședințe solemne de Consiliul Local a municipiului Dabrova-Gornicea. Domeniile de activitate principale pentru care a fost semnat contractul de înfrățire au fost cultura și arta, învățământ și educație, turism și creere, recreere, servicii publice, administrație publică, sigur, pe parcurs și alte domenii pe care le vom identifica împreună pot face obiectul colaborării. Am găsit un partener serios, deschis, dornic să colaboreze, de la care și noi putem învăța și ei pot să învețe și în acest fel putem strânge relațiile de prietenie nu numai cu orașul Dabrova-Gornicea, ci și cu poporul polonez, care este un popor deschis, ospitalier, dornic de colaborare. După cum a prezentat și domnul primar, care a condus această delegație, noi am fost informați în Consiliul Local din octombrie despre această intenție de a semna acte privind înfrățirea Mediașului cu acel oraș din Polonia, Dobrova-Gornicea, eu spun în limba română, se citește altfel în poloneză. S-a așteptat avizul de la Ministerul de Externe, a fost o cauză care a întârziat, au fost dânsi la noi în ședința de Consiliul Local din decembrie, unde Consiliul Local a aprobat o înțelegere de cooperare între aceste municipii, iar în ședința extraordinară din februarie s-a aprobat ca doi consilieri să facă parte din această delegație. Și de comun acord s-a hotărât ca unul să fie de la PSD. Ne-am bucurat, primarul din Dobrova-Gornicea este și dânsul tot de la socialdemocrați. Ne-au primit foarte, foarte bine, au fost extrem de atenți cu noi, în permanență am fost însoțiți de două, trei persoane de la serviciilor de relații internaționale sau cum au serviciu acolo. Ne-a fost prezentată primăria, a fost prezentată clădirea, serviciile, am vizitat un centru de îngrijire persoane vârstnice. Nu vă spun ce grijă deosebită era față de oamenii care erau acolo să se simtă ca într-o familie. Ne-a primit personal directorul, ne-a prezentat instituția, ne-a răspuns foarte amabil la întrebări, plus persoanele de acolo ne-au și servit cu prăjituri și, mă rog, au fost extrem de atenți. Am vizitat o creșă, am vizitat o școală gimnazială cu profil de muzică, unde peste tot ni s-a prezentat tot ceea ce am dorit să vedem și ne-au stat la dispoziție. Am și făcut comparații cu membrii delegației privind modul lor de organizare și care ar fi asemănările sau diferențele dintre noi. Am fost primiți cu foarte multă deschidere, s-au ocupat de noi în permanență, le-am și spus, am și transmis la domnul primar că îi mulțumesc, că am văzut niște locuri deosebite și niște oameni minunați.
Am fost tratați așa pentru ceea ce reprezentăm, deci noi reprezentam cetățenii din Mediaș. Dânsii știau că la noi la Mediaș vor fi alegeri peste câteva luni, însă, foarte interesant, spunea și domnul primar pe drum venind spre Mediaș, dorința lor de a continua ceea ce s-a semnat acolo și s-a parafat, indiferent ce componență va avea următorul Consiliu Local, asta o să decidă medeșenii. M-aș bucura de această înțelegere să profite toți din Mediaș, ne îndreptăm și ne uităm spre Europa, avem proiecte comune, avem colaborări foarte bune, fie pe în domeniul cultural sau sportiv sau ONG-uri, chiar și partide politice din zona respectivă și ar fi păcat să nu profităm de deschiderea și de buna intenție a dânșilor. Aș dori să mulțumesc celor din primărie care s-au ocupat de întocmirea actelor, de tot acest program extrem de încărcat pe două zile și, mă rog, secretariatului, serviciul de relații al primăriei noastre. Am avut o doamnă care a tradus în permanență, a făcut facultatea în Polonia, pe o bursă din Polonia și însă, mă rog, s-a ocupat mai mult de domnul primar, dar și la celelalte discuții am fost ajutați de cei de la serviciul de relații care ne-au ajutat să întreținem discuțiile și să putem afla cât mai multe despre ei.